Salut, camarazi! Astăzi o să vă prezint Blackwater. Blackwater sau mercenarii morții. După cum știți, în toate războaiele care se întâmplă în lumea asta, e cineva care moare, cineva care luptă, cineva care profită. În războaiele din ultimii 20-30 de ani, războaiele din Afganistan, din Irak, din Bosnia, de peste tot, au fost implicate și trupe militare private, ca să zic așa. Blackwater este una dintre ele. Sunt la concurență acolo, să zic așa, sunt zeci de grupe, pentru că ciolanul e mare, e vorba de miliarde de dolari care se împarte, e vorba de contracte și subcontracte, deci contractori și subcontractori, e vorba că dacă eu, de exemplu, mi-au un contract de protecția diplomaților, de protecția generalilor, de protecția cazărmilor, protecția oamenilor bogați care au afaceri în Irak, în Afganistan, atunci cer un preț pentru asta, care mi se dă, pentru că oamenii aia fac afaceri acolo, sunt achtiați după miliarde și sute de milioane să facă avere sau avere să-și mărească averea, dar le e frică de moarte și atunci își angajează trupele astea militare private, cum e Blackwater, sau sunt Resurse, o altă firmă sud-africană, sunt și firme din Israel, deci e un fel de afacere ciupercă, să zicem așa. Oamenii ăștia când primesc un contract, după aia îl dau în general la subcontractor, că ei, de exemplu, să zicem că iau un contract de 500 de milioane de dolari și ei angajează mercenari sau luptători din Rusia, din Polonia, din România, din Peru, din Costa Rica, din Paraguay, știi, luptători ieftini care sunt mulțumiți și cu un salariu de 1000 sau 2000 de dolari, înțelegeți? Mai ales cei care vin din țările sărace. Blackwater a fost înființată în 1977 de Eric Prince. Eric Prince era și este, că a rămas, e un personaj dubios. Între timp, din cauza la scandaluri, a schimbat numele firmei. Firmei nu se mai numește Blackwater, pentru că o să vă explic puțin mai încolo. Au fost niște abuzuri, au făcut crime, au făcut chiar genocid și, da bine, s-a mușamalizat, pentru că erau mână-mână cu guvernele occidentale în general, era mână-mână cu tot ce înseamnă militar, servicii secrete și tot personalul de la Blackwater și de celelalte companii militare private sunt în general foști beretele verzi, și eu am beretă verde, dar eu nu sunt mercenar. Sunt de la fostul SEAL american, SIS britanic, unii sunt de la Mossadul evreiesc, o parte sunt de la faimoșii Spetsnaz, trupe de elită rusești, și după aia sunt tot felul de disperați, amatori să-l copieze pe Rambo, obsedații, unii care sunt săriți după bilă sau care sunt scurți în bandă, știi? Alții nebuniți după bani, alții nu știe ce să facă, au prea multă agresivitate și nu știe ce să facă cu ea, decât să omoare lumea pe stradă, să duce și omoară acolo în uniformă, că e acoperit, pentru că asta e un fel de mafie, se practică omerta, adică legea tăcerii. Au fost scandaluri de mai multe ori, de exemplu la Bagdad, o trupă de asta de combat team se numește, de mercenari de la Blackwater, însoțea un diplomat străin prin Bagdad și ei fac un pic pe Rambo, tot timpul au deștiu pe trăgaci și la un moment dat s-au intersectat cu o mașină în care era un bărbat cu nevastă sau și cu un copilaș. Au văzut că ea nu le dă prioritate și pur și simplu i-au măturat după șosea, au intrat cu hammerul ăla peste ei și i-a dat jos de pe șosea, pur și simplu. Altă dată, un mercenar de la Blackwater care era beat s-a luat la ceartă cu un soldat irachian și pur și simplu l-a executat pe loc. Dar se întâmplă și inversul. S-a adunat multă ură, au făcut multe abuzuri, au făcut multe crime. La un moment dat erau două mașini de alea, două camioane pline cu nuntași. Și în Irak, când se duce lumea la nuntă sau când se face nunta, se trage cu pușca în aer, flinte de alea de vânătoare, cu două țevi și cu două gloanțe. Trag în aer, ca și ai obiceiul
la ei acolo, așa făcea și fostul dictator Saddam Hussein, trăgea cu pușca de la balconul palatului. Ei, a tras acolo așa, ăștia au venit cu niște elicoptere și i-au mitraliat pur și simplu. A zis că sunt teroriști, că au auzit pocniturile de la puș, dar aia trăgeau de bucurie că se însurase fisul și fisa. Deci o aberație. La un moment dat în Faluja, care e la 69 km vest de Bagdad, o coloană de-asta militară din două Hammer de-alea, trebuiau să duc ceva banal, niște castroane, niște lucruri de-astea de la bucătăria de campanie, trebuia să le ducă de la Bagdad la Faluja. Când au intrat în Faluja, convoiul nu era complet asigurat după regulamentul lor. Trebuia să avea trei oameni, dar nu avea al patrulea, cel de la mitraliera de deasupra Hammerului. Era viață și moarte treaba asta. Când au intrat în Faluja, deja acolo se adunase multă ură contra lor, multă agresiune. Cum au intrat acolo, i-au înconjurat populația și i-au linșat pur și simplu, i-au omorât. Între ei era și un mercenar curat care maică-sa săracă îl plânge și acum. Numele Blackwater vine de la o mlaștină din Carolina de Nord, unde ei au un teren de 6.000 de hectare, cumpărat de Eric Prince în anii 90-2000, și unde ei se antrenează acolo, au pistă de camioane, au poligon de tir, au piscină, au tot ce le trebuie pe acolo așa, ca să se antreneze, au toate condițiile, au muniție la discreție acolo așa, bineînțeles că sunt cuplați cu anumite personaje din Ministerul Apărării americane sau engleze sau din Israel, sunt cuplați cu Ministerul Apărării de prin Africa de Sus, că e industria morții, se câștigă miliarde, deci e un oșor pentru fiecare. În 2017, Eric Prince a cerut lui Eric Trump să privatizeze războiul din Afganistan, adică să se retragă armata americană și ordinea și pregătirea soldaților afgani să fie făcute de trupele astea, ca să zicem așa, paramilitare, echipele astea cum e Blackwater și altele, să iei să rămână acolo stăpân, să zic așa, să țină ordinea și să lupte contra insurgenților sau talibanilor, adică guerilla. Deci nu i s-a aprobat. Pe data de 22 luna asta, acum câteva zile, președintele Trump, care e pe ultimii zeci de metri de mandat, a grația, pentru că are puterea de a grația cum are orice președinte la sfârșit de mandat, a grația patru membri a Blackwater, care făcuse un masacru în Irak. Unul avea închisoare pe viață și trei aveau între 12 și 15 ani. Deci președintele Americii a grațiat patru criminali. Dacă ar fi fost unul de culoare sau un amărât, probabil că l-ar fi injectat sau l-ar fi electrocutat. Dar pe ăștia i-a grațiat. V-am dat o paralelă cum se procedează de către cei puternici cu criminalii. Dacă sunt în uniformă, sunt iertați sau grațiați. Dacă sunt în civil, îi bagă pe viață la pușcărie. Să-mi spuneți voi dacă am dreptate sau nu, să-mi spuneți părerea voastră, vă răspund cu mare drag la orice comentariu. Deci, camarați, dați share, dați like, faceți abonamente și rămâne pe mai departe precum Qatarii. Pa, camarați!